Eroii trăiesc printre noi, ne înconjoară, deși nu îi cunoaștem. Ei nu își asumă merite și nu așteaptă recunoaștere. Așa că hai să-i facem noi cunoscuți. World Vision este, în primul rând, o organizație care rezonează foarte mult cu viața reală a comunităților rurale din România. Asta ne dorim pentru copiii noștri, să le oferim acest cadou al educației, pentru că acesta valorează într-adevăr cel mai mult și îl poate ajuta să își schimbe destinul. Prin World Vision am înțeles cu adevărat ce înseamnă altruismul, ce înseamnă ca prin timpul pe care îl dai, valorile pe care le împărtășești, să poți schimba cu adevărat ceva. Am avut bucuria să merg pe teren și să văd, de exemplu, să cunosc o profesoară care a reușit să schimbe întreaga comunitate pur și simplu prin altruismul ei. Urma să se închidă o școală, copiii erau nevoiți să meargă până în vârful unui deal kilometri întregi, ca să nu mai spun că și această profesoară trebuia să facă, să schimbe două autobuze și să mai meargă încă 5-6 kilometri până în școala din vârf dealului. Statul urma să desfințeze această școală, dar ea, cu ajutorul suportului World Vision, și-a manifestat dorința de a continua să predea, chiar dacă într-o singură încăpere erau copii de la clasa 0 până la clasa a 5-a și chiar a 6-a. Emoționează să văd copii din același program la începerea lui și după doar câteva luni transformările sunt incredibile. Copiii capătă foarte multă încredere în ei, au puterea de a-și exprima dorințe și visuri și pot să spun că foarte mulți dintre ei le consideră deja împlinite. Deci de la un copil lipsit de șansa de a face liceul, au reușit să devină chiar absolvenți de facultate. Iar domeniile în care majoritatea dintre ei se specializează sunt vocaționale, sunt domenii care le permit ca la rândul lor să îi ajute pe alții. Poveștile de succes ale acestor copii până la urmă îi motivează și pe eroii neștiuți să dăruiască mai departe această putere de a schimba destine de la o generație la alta. De 30 de ani pentru copii, pentru mai bine, pentru viitor, prin tine. Continuăm să învățăm și să dăruim educație.